anul în exercițiu, domnul George Scripcaru, cu stupoare am aflat că Primăria Brașov nu are absolut nicio responsabilitate și niciun fel de atribuții în legătură cu siguranța pietonilor de pe trecerile de pietoni. În cazul în care lucrurile s-au schimbat, am adus lângă mine un specialist în administrație publică locală europeană care ne va lămuri imediat dacă pietonul, siguranța pietonului aflat pe trecerea de pietoni este în răspunderea primăriei sau nu. Tot în ultimele zile am avut o întâlnire cu oamenii de afaceri și cu femeile de afaceri din Brașov, reunite sub Asociația Femeilor de Afaceri și Conducătoare de Întreprindere AFAS și din Brașov. Asta a avut loc ieri și am stabilit împreună, am semnat un fel de ladies agreement, după modelul gentleman agreement, ca împreună să sprijinim introducerea în școlile din Brașov a unui nou proiect în programele After School, prin care să învățăm pe copiii brașovenilor cum să demareze o afacere. Se va introduce de la clasa 0 și până undeva la clasa 5. Femeile de afaceri din Brașov au spus că vor veni astăzi aici la această conferință de presă, însă în ultimul moment a intervenit ceva și nu a mai apărut. De asemenea, la întâlnirea de ieri cu oamenii de afaceri și cu femeile de afaceri din Brașov am fost însoțită și de domnul Nicolae Onica, este candidat pe lista noastră de Consiliu Local, dânsul este specialist în servicii publice, știe amănunte și are soluții și împreună am stabilit niște soluții pentru rezolvarea problemelor ce țin de alimentarea cu apă și apă caldă și căldură din municipiul județul Brașov. Dacă aveți întrebări legate de ce s-a întâmplat ieri acolo, vă sala discuție, a fost o discuție, a început la ora 10, s-a terminat la ora 15, au fost subiecte foarte multe legate de turism, am dus cu mine și un specialist în turism, un master în branduri de turism. Nu am avut ocazia să ne prezentăm proiectul nostru pe turism, s-a vorbit 6 minute, au vorbit doar primii pe lista de candidați și candidații de primar. Însă soluția avem la absolut tot, am cerut un parteneriat și cu Asociația Poiana Brașov, pentru că municipiul Brașov, fără sprijinul hotelierilor și membrilor Asociației Poiana Brașov, nu ar putea aduce Brașovul acolo unde este locul lui în ceea ce privește turismul. Da, mulțumim. Dacă continui ceva? Da, Petrona Nina Donosă, dacă bună ziua. Pentru primul punct de vedere, doamna Seveni, respectiv sistematizarea circulației, dacă revine în sarcina primăriei, categoric da, la nivelul fiecărei primării se constituie câte o comisie de circulație, din care fac parte reprezentanții primăriei, deținătorii de utilități, poliția rutieră. În această comisie de sistematizare a circulației se discută toate problemele la municipiu, inclusiv trecerile de pietoni. Așa că nu văd cum susține domnul Scripcaru afirmația că nu este în sarcina primăriei, este în sarcina noastră, a tuturor. Și atâta timp cât în această comisie de circulație se discută despre sistematizare, sistematizarea cuprinde și trecerile de pietoni, deci este sarcina noastră. Noi am cerut în mod repetat ca trecerile să fie luminate foarte puternic, pentru că toate victimele care au decedat în urma accidentelor pe trecerile de pietoni au fost victimele unui accident petrecute noaptea și pe ploaie. În urmare, undeva la mijloc este vina și a pietonilor, probabil că nu s-au asigurat, dar și a autorităților, pentru că nu au luminat suficient de bine trecerile, astfel încât șoferii i-au luat în plin pe acei pietoni noaptea pe ploaie. Repet, și la gară și pe calea București, toate accidentele au avut loc noaptea pe ploaie.